Salut, eu sunt Sorin și astăzi vă voi explica ce și cum se întâmplă cu channelul meu de YouTube, răspunzând la niște întrebări, zic eu, pertinente, așa că hai să începem. Ai murit pe plajă în Vama Veche? Nu, am murit, după cum vezi sunt aici, fac acest clip, deci în mod cert nu sunt vreo stafie. Ce este Killer Bananaz? Killer Bananaz, KBZ sau KB este un nou proiect care îl dezvoltăm pe YouTube. Zic dezvoltăm pentru că de acum vom încerca să lucrăm în echipă, eu, fratele meu sau cine mai fi, nu știu. Dar cred că veți vedea clipuri care vor apărea mai mulți. Momentan am avea nevoie de un desenator mai bun, așa că dacă vrei să te alături nouă, dă-ne un mesaj, ne găsești mai în jos pe pagina de Facebook de la descriere, așa că nu ezita să ne contactezi. Cum ne găsiți pe YouTube? Păi simplu scrieți Killer Bananaz la căutări pe YouTube și ne găsiți, foarte simplu. De ce Killer Bananaz? Păi sincer să fiu, ne-am gândit destul de mult la un nume, asta mi s-a părut cel mai amuzant, acum na, decideți voi. Oricum Killer Bananaz vă iubesc și acum vă îmbrățișează. Ce aduce nou Killer Bananaz pe viața din România? Sperăm noi content cât mai de calitate și animații. O să facem și animații, așa că pregătiți-vă! Faceți Ice Bucket Challenge? Mai sincer să fiu, nu am fost provocat să cânt un clip. Deci eu cel puțin n-am fost provocat, deci deocamdată nu o să fac. Cum principal scop al acestei provocări este să donez, lucru pe care mulți nu fac din păcate. Așa că dacă voi fi provocat, probabil voi pune accent în special pe donații, fiindcă ăsta e cel mai important lucru. După care și partea distractivă cu apa și gheața în cap. Și da, cam atât. Cât de des o să postați? Sperăm cât mai des, ne vom concentra mai mult pe calitate decât pe cantitate. Odată m-am concentrat pe calitate și din păcate mi-am cam pierdut interesul de a face clipuri. Am zis clipuri. M-am concentrat odată pe cantitate și atunci mi-am cam pierdut interesul de a face clipuri. Deci probabil mă voi concentra mai mult pe calitate de acum încolo, așa că clipurile noastre vor fi mai calitative. Cel puțin așa sperăm, eu așa aș vrea să fie. Acum decideți voi, na, cum o să vi se pară și vouă, ce impact vor avea și în funcție de asta vom decide ce vom face mai departe. Veți face emisiuni? Am făcut un gen de emisiuni cu întrebările de pe tăbu. Poate vom extinde seria. A avut puțin succes, a avut destul de multe views-uri față de alte clipuri de pe acest canal. Na, nu știu, o să vedem. Unde vă putem găsi? Ne puteți găsi pe paginile de Facebook de la descriere, dați un mesaj, sunt acolo jos, dați un mesaj acolo și da, noi vă vom răspunde. Ok, cam atât am avut de zis, dați un like dacă v-a plăcut, thumbs up, un subscribe de ce nu și venim curând cu episoade noi. Peace!